Ieri a fost ziua protestelor în toată țara. Haideți să aflăm dacă s-au strâns și astăzi oameni în marile orașe. Mergem întâi la Craiova, unde este și colega noastră, Alina Cojocaru. Alina, bună seara! Care este atmosfera acum? S-au strâns oameni în piața prefecturii? Bună seara, Tiberius! Bună seara, doamnelor și domnilor! Da, așa cum încă de aseară anunțau că vor veni și în această seară în piața Mihai Viteazu din Craiova, oamenii au început să se strângă, sunt câteva zeci de craioveni deocamdată, pentru că protestul a fost anunțat începând cu ora 18. Cel mai probabil numărul lor va crește, pentru că au stat acasă să asculte declarațiile premierului Grindeanu și a președintelui PSD Liviu Dragnea, prin care au anunțat că nu vor renunța la ordonanțele de modificare a codului penal. Și în această seară oamenii au venit cu steaguri, cu fluiere, cu vuvuzele, au început să scandeze lozind și jos guvernul și demisia. Să ne amintim că aseară în piață au fost aproximativ 5.000 de oameni, însă în Craiova a fost un protest pașnic și în acest moment oamenii sunt calmi, este o atmosferă calmă. Prezent sunt și polițiștii și jandarmii care încearcă să asigure ordinea pe parcursul manifestațiilor. Vom reveni cu amănunte de aici din piața Mihai Viteazu din Craiova în următoarele minute.